Sărut, mâna, bună seara, dragi prieteni, cu o întârziere pentru care eu îmi cer scuze, probleme tehnice pe care trebuia să le rezolvăm. Intrăm în legătură directă cu America, suntem în legătură directă cu Atlanta, suntem în legătură directă cu unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României, Ion Liță Dumitru, un mare fotbalist al României, un mare om, un caracter extraordinar, care acum, la această oră, stă de vorbă special pentru a fi auzit de voi toți românii pe care vă iubește, pentru că, deși trăiește în Atlanta, iubește România până în măduva oaselor, un fost internațional, adversar al lui Johan Cruyff, adversar al lui Pelé, adversar al lui Franz Beckenbauer. O să vorbim cu Nea Liță Dumitru despre acești mari fotbaliști, despre acele momente, despre familia dumnealui. Chiar sunt curios ce mai face familia lui Liță Dumitru în America, în Atlanta. O să vorbim, abia aștept să-l întreb când vine acasă, pentru că mi-e dor să n-am făcut asta niciodată, dar acum chiar mi-e dor să beau o țuică fiartă dacă vine iarna, sau o bere rece dacă vine vara, să cu Nea Liță Dumitru la Chiajna sau undeva. La mine aici în curte abia aștept să mâncăm niște miți, să bem o bere românește. O să vorbim de asemenea cu Nea Liță Dumitru despre Naționala de Fotbal a României, despre fotbalul românesc, despre Edi Ordănescu, cel care a dus România la Euro, un turneu pe care cu siguranță Nea Liță Dumitru îl va urmări cu mare emoții, despre Campionatul României, despre Rapid, despre Craiova, despre Steaua, despre CSA, echipa armatei, despre Messi și America lui. Foarte multe lucruri. O să-l întreb pe final de cine îi este dor și pe cine ar vrea cel mai mult să vadă acasă. Sunt fel de fel de lucruri pe care abia aștept să le vorbesc cu Nea Liță. Mulțumesc, Nea Liță, pentru prezența în emisiune. Vă salut, la mulți ani! Sănătate, Găbiță, la mulți ani și ție și la mulți ani tuturor celor care iubesc fotbalul și mi-au scris pe internet urările respective, și la mulți ani tuturor românilor de pe tot globul pământesc și din România. Chiar asta vreau să vă întreb. Vă sună lumea, Nea Liță? Sunt cei din România rămași aici care vă sună, vă trimit mesaje pe Facebook, pe telefon? Găbiță, mesaje sunt. Nu sună pentru faptul că probabil nu mulți știu telefonul meu, dar am primit, cred că sunt mii de mesaje. Mii. M-am bucurat foarte tare pentru că au fost niște zile, și Crăciunul și Revelionul și ziua mea și zi de sfânt, și oamenii au fost foarte, foarte amabili și drăguți, și am vorbit cu mulți dintre oameni și iubitorii fotbalului se bucură din tot sufletul că România a reușit până la urmă marea performanță de a se califica la un campionat european. Apropo de campionatul european, am avut bilet acum un an să vin în România la campionat, că zic eu câștigase campionatul, dar în perioada asta nu m-am simțit bine. Am cumpărat biletul în martie acum un an și trebuia să plec spre Gica Hagi înainte de a se termina campionatul în România, dar pentru faptul că nu m-am simțit bine din punct de vedere al problemelor care le-am avut cu prostata, urinam des și nu puteam să merg în avion în sfârșit. Și l-am amânat până săptămâna trecută, când am un prieten foarte bun, se cheamă Doru Boicu, este din Moldova și e aici de mulți ani, și el vine și vorbește numele meu. Am reușit până la urmă ieri cu fata mea și cu Mariana și Doru să-mi cumpăr bilet pe data de 30. Am avut de fapt bilet și mi l-au prelungit. Vin pe data de 31 aprilie în România. Stau o lună de zile în Chiajna și în sfârșit vin pentru mai multe lucruri. Și după aceea plec în Germania la cumnată mea, plec în Germania acolo unde am stat în Würzburg 8 ani de zile să urmăresc campionatul european. Deci băieții care, eu am niște fotbaliști care i-am dus pe acolo, e Claudiu Bozeșan, a fost fratesul care a murit și deci Bozeșană la mare, este Pascu, este Oloșuteanu, este Leu, fost portar la Politehnica, Roman, care a jucat în divizia B, care mi-e cumnat și a jucat în divizia B în Germania,
Și mai sunt și alții care sunt, au fost amatori pe care i-am ajutat să meargă acolo. Deci e o comunitate destul de densă, să zic așa, în Würzburg. De asemenea, hotelul și terenul de antrenament pe care echipa națională și l-au ales, am fost antrenor la Kickers, la juniori, pentru că când am rămas în Germania, există și altă echipă care se cheamă Heidingsfeld și am fost mai mult la Heidingsfeld decât la Kickers, dar la Kickers m-am simțit foarte bine, chiar în ultimul an am stat 2 ani de zile la junior la ei și acolo am muncit, acolo am reușit să-mi aduc familia din România, cealaltă familie care a fost cu Claudiu și în sfârșit Dalina și Claudia și acum auzind că eu știu, echipa României și-a manifestat dorința de a rămâne, de a face cantonament acolo în Würzburg, am zis, bă, uite, ar fi o posibilitate, că aveam deja biletul, dacă pot să prelungesc biletul meu. Și am reușit până la urmă să prelungesc biletul ăsta, așa cum ți-am spus, deci până la 31 aprilie vin în România. Vin mai mult că vreau să vorbesc cu Mircea faptul că anul ăsta care a venit, mi s-au deschis două posibilități de a face fotbal. Prima este la liceu, care fata mea este la liceu respectiv. Este un campionat care se ține campionatul liceelor la fotbal. Fotbal, nu, soccerul. Da. Și unul din antrenori care este la echipa de fotbal a Bufordului, a fost Mariana și cu Alexuța, au fost la el și l-au rugat dacă se poate să fac o întâlnire cu el să vorbim despre fotbal. Și când a văzut curriculum, a zis, nu vrea să vină la noi antrenor, un coordonator, că noi suntem, am și antrenor secunzi, am și eu sunt profesor de chimie la liceul ăsta, dar am și licență și antrenez echipa și aș vrea totuși că dacă dânsul este tatăl tău, să pot să învățăm, să avem ce învăța de la dânsul, că este vârstă și în sfârșit ne poate ajuta. Și am acceptat, am făcut niște formalități, în sfârșit am făcut tot ce trebuie, mai am acum în februarie, se fac niște cursuri de-astea de prim ajutor și sunt două. Și după aia intru în funcție. Asta înseamnă că fac... cum îi spune, benevol și deci nu vreau să fiu plătit. Vreau primul an să fie un fel de acomodare cu să spun așa, cu copiii și cu liceul. De asemenea, să mă și obișnuiesc cu limba, pentru că mi-e foarte greu cu limba, că nu o știu, dar mi-am promis eu mie că o să încep în fiecare zi să învăț câte 10 cuvinte să pot să mă descurc. Nu e puțin adevărat că ceva știu, dar nu ce trebuie. Și pe urmă, a doua posibilitate ar fi cea din România, unde am mai vorbit cu președintele clubului Chiajna, am mai vorbit și cu Mircea și vin să vorbesc cu ei dacă există vreo șansă din iarna care vine, deci iarna, din vara care vine, ca să contribui și eu, dacă vor să promoveze în divizia, să contribui cu ceea ce pot, rămânând o perioadă, eu știu, să spun așa, în România, să pot să contribui și eu la bunul mers al fotbalului și să promovăm în divizia. Înțeleg, pentru că... Înțeleg că sunt două variante în acest moment. Da, da, una, da. La liceul unde este Alexuța, fata dumneavoastră, profesor da. Chimie, antrenor la soccer la ei. Da. Și a doua variantă, acasă, în cazul că iese bine discuția cu Mircea Minea, despre Mircea Minea a vorbit primarul din Chiajna. Da. Și președintele Gabi Tănase. Gabi Tănase, așa. Da. Dacă iese varianta Chiajna și în 31 aprilie, în acea lună cât stați acasă, și Mircea Minea și președintele de la Concordia Chiajna consideră că au nevoie, eu zic că ar fi culmea să zică nu pe această cale, le adresez rugămintea să facă tot ce le stă în putere să-l țină pe Liță Dumitru în România, pentru că avem nevoie de un asemenea om cu ochi de fotbalist, cu talentul pe care l-a avut. România are nevoie de Liță Dumitru. Emisiunea aceasta, să știți că luni, va fi și la radio, se aude și la Chiajna, acum e pe Facebook.
dar o să se audă și în București și o să stau toată noaptea să scriu ce vorbim ca să apară în toată presa. Deci Mircea Minea, primarul, și cu Viorel Tănase, Cristi Tănase, Cristi Tănase, președinte la Chiajna, trebuie neapărat să-l țineți pe liță Dumitru. Dacă ei consideră că vă pot coopta la Chiajna, sunteți hotărâți să vă întoarceți să lucrați la Chiajna mai mult de acea lună, 31 aprilie, timp de o lună, să veniți acasă dumneavoastră? Deci, apropo de chestiunea asta cu Chiajna, ar mai fi și posibilitatea de a deschide o academie de fotbal în ceea ce privește inițiere. Da. Adică să fină copii mici, copii mai mari, care doresc să învețe fotbal și să mă ocup, prințeles, cu 2-3 băieți care trebuie să-mi aleg. Deci ar fi o chestiune de viitor. Dar toate problemele astea cu România aș dori din tot sufletul, pentru că îmi lipsește fotbalul, băbiță. Aș dori să rezolv în cursul acestui an care vine, dar să rămân în România, să antrenez și asta, n-aș putea din vară sau eventual, din luna aia care ziceai tu, pot să intru în contact, să discut, să fac, dar anul ăsta care este, noi trebuie să primim cetățenie americană. Da. Și normal, după 5 ani de zile, noi putem să depunem actele. O să mergem la avocata săptămâna viitoare, să vedem care sunt, ne trimit niște formulare, noi completăm niște formulare și trebuie să dăm niște examene, vreo două examene de limbă deci și de... Sunteți de 5 ani acolo și a venit momentul să primiți cetățenia americană, înțeleg. Da. Eu sunt un tip care îmi place foarte mult America, foarte mult. De asemenea, fata mea este acolo unde este și avem timp să vorbim și despre ea. Nevastă mea la fel. Deci, fata mea are nevoie ca aerul de cetățenie și soția mea. Bineînțeles și eu, în condițiile când America dorește să pot să rămân pe aici, să rămân pe aici. Deci, asta cu Concordia, trebuie să discutăm cu Mircea și cu Tănase, dacă în caz sunt de acord cu treaba asta. Pentru că ca să spun presei, ca să fie clar, să nu vă supărați, să nu lansez, pentru că eu fac emisiunea cu sufletul acum, nu fac pentru cine știe. Eu fac cu sufletul pentru că avem oameni pe care noi trebuie să-i ascultăm, avem oameni în fotbal, în sport, pe care trebuie să-i respectăm, să-i prețuim, pentru că vă avem, sunteți ai noștri și ne-am mândrit cu dumneavoastră și ne mândrim și acum. De aceea fac emisiunea. Și tocmai de aceea, ca să nu fac vreo boacănă, dumneavoastră, Nealiță, Dumitru, v-ați dori să veniți acasă să lucrați în fotbalul pe care îl iubiți. Dacă vă vrea Chiajna, rămâneți aici. Dacă nu vă vrea Chiajna, atunci vă întoarceți la acel liceu unde să faceți antrenorat la acel liceu din America. Am înțeles, deci, bine. Găbiță, eu doresc, vreau să am discuții cu Concordia. Dar să rămân în România, să antrenez anul ăsta, nu se poate până în toamnă, până în iarnă, înțeles? Pentru că, încă o dată repet, noi vrem să luăm cetățenie americană. Deci luna aceasta, eu personal, îți spun, zic, am o vârstă care o am, nu țin așa de mult, dar totuși doresc să facem treaba asta și totodată pentru fata mea și pentru mine și pentru toată lumea. Iar fotbalul, dacă în caz m-am tot gândit să vin, îmi lipsește foarte tare. Norocul meu este că acum am de ales, deci am cu liceul și asta la altă, care n-am vorbit-o încă cu... Am mai discutat așa pe la telefon, dar n-am vorbit-o cum trebuie. Sunt două variante, asta contează. Sunt două variante, Chiajna sau America. Dar atenție, încă o dată fac o rectificare. Chiajna va fi din toamnă, după discuția pe care o veți avea acum, și dacă aveți ok-ul de la Mircea Minea și președintele clubului Concordia, vă întoarceți în America, obțineți toate lucrurile, luați viza, luați cetățenia, apoi veniți liniștiți și lucrați acasă. Bun, acum am înțeles cel mai bine. Cineva ne zice corect, nu există data de 31 aprilie, într-adevăr nu e, am greșit. Nu, poate am greșit, 30. Aprilie, 30. Ultima zi din aprilie. Bun, chiar vreau să vă întreb. Deci ceea ce îmi spuneți mie acum e un plan, dar nu l-ați vorbit cu Chiajna. Urmează să-l vorbiți când veniți acasă, nu? Da. Ce credeți?
din relația pe care o aveți cu primarul de la Chiajna, mai aveți casa la Chiajna? Chiar mai aveți casa la Chiajna? Eu am un apartament cu două camere chiar la lângă casa care am avut-o eu, la 10 metri de casă. Ce am credeți? Un apartament cu două camere, chiar acum l-am pus la punct, l-am modilat, l-am însușit. A fost soția mea în România și a adus, ultima dată trebuia să vină o canapea nouă cumpărată și a venit zilele astea, mi-a arătat-o. Deci am un apartament fără nicio de problemă. La cheie, funcționează și vin, na, am unde să stau. Perfect. Credeți, așa, că discuția va fi pozitivă și vă veți întoarce să lucrați în fotbal la urmez? Pentru că eu zic că acum, dacă aș avea un copil care ar începe fotbalul, mi-ar tremura mâinile când aș da mâna cu dumneavoastră sau mi-ar tremura picioarele când vin să-l aduc acolo, să-l pregătească Liță Dumitru, să-l învețe cum pe Liță Dumitru, 2-3 ani, îmi spuneați la emisiunea trecută, v-a învățat cineva cum să dați în minge. Da. Ar fi grozav pentru orice tânăr, copilaș, la început de drum, să fie antrenat de Liță Dumitru. Credeți? Ce zice? Sunteți optimist în discuția cu mine? Eu cred în ideea când toate lucrurile se vor rezolva în ceea ce privește partea americană. Eu cred că 100% oamenii se vor gândi și vor accepta. Chiar dacă nu mi acceptă să fiu antrenor la echipa, cum îl cheamă, cea mare, ar putea eventual să se folosească de mine ca, cum îl cheamă, experiență și tot ce am obținut eu fotbal și ce văd și ceea ce am făcut. Cred că deschizând această academie în sfârșit și la echipa mare ce pot să fac, ar fi o chestiune foarte bună. Dar vreau să vă mai întreb ceva ca să încheiem acest subiect. Vreau să vă mai întreb, e neapărat Chiajna? Dacă acum ascultă cineva emisiunea și spune îl vreau eu pe Liță Dumitru, fă-mi rost de număr că îl vreau la Academie, pentru că vă spun un lucru. Antrenorul de la Craiova, care a fost la Craiova, principal după ce a plecat Marius Croitoru, acum este la o echipă de copii și juniori, se numește ACS Juniorul, îl cunosc foarte bine pe patron și mi-a spus: Gabi, noi investim în primul rând în antrenori care se dăruiesc, pentru că de acolo vine succesul copiilor. Și l-a luat pe acel băiat de la Craiova, de la echipa mare, e la juniori. Ar putea fi vorba și, adică dacă vă contactează cineva, ați accepta? Eu țin la Mircea Minea foarte mult și Tănase-mi este pot să spun că sunt în relații foarte bune cu el. Aș dori să fie chiar, n-a înțeles. Dar dacă ar fi altcineva, normal că aș dori să colaborez. De ce? Eu cred că ca antrenor eu n-am putut să mă exprim și să am prea mari rezultate, dar eu am copii care au jucat în prima ligă, ăștia care i-am spus pe la Timișoara, tot eu i-am mai descoperit, Rotariu și mulți alții, Pancu și în sfârșit. Și deci cred că sunt antrenorul care pot să, am încercat și aici, am încercat și în România, orice fel, fotbaliștii care sunt talentați. De exemplu, dau cu un singur picior, nu lovesc cu amândouă. Am un jucător care, Mamele și mulți alții, care Pena și mulți, în sfârșit, Mihalache și ce să spun, Pancu și mulți alții, îi puneam să lovească mingea cu piciorul care nu era de bază. Și ușor, ușor au învățat și au lovit perfect mingea cu ambele picioare. Deci eu cred că pot să contribui. Așa am contribuit, așa am considerat de fiecare dată, că sunt util în ceea ce privește instruirea și, să spun așa, perfecționarea și totodată îndemânarea și tot la copii și chiar și la adulți, clar, în condițiile când ei doresc. De exemplu, eu văd la televizor, avem foarte mulți, apropo de ce spuneai tu mai înainte cu jucătorii care au fost și sunt jucători, au fost mari jucători în România. I-am mai rugat pe la televizor și pe Ilie Dumitrescu și pe, cum îl cheamă, pe Balint și mulți alții, și Stelea și băi băieți, dacă vreți să faceți ceva pentru fotbalul românesc, voi ați făcut, că ați jucat la campionat mondial, ați jucat mondiale, dar mulți copii s-ar bucura că atunci când v-ați duce între ei și să-i învățați să lovească mingea, să-i învățați tainele fotbalului pe care voi le știți, ar sta cu gura căscată și ar fi foarte încântat să vină să învățați. Acum, nu știu cât ei vor să mă asculte pe mine, dar eu cred că aș putea
să ajut mult, încă mulți copii, așa sper eu să mai trăiesc cât mai trăi, să pot să mulțumesc, de exemplu, unul din ei, din ce, am avut o grupă foarte bună de copii și juniori, grupa 2000. Din grupa 2000 am avut vreo 10 fotbaliști foarte buni, foarte buni. S-au pierdut majoritatea pentru că în condițiile când a plecat Dumitru de la ei sau ne-am despărțit, s-a terminat cu totul. Singurul care a apărut și mai joacă, dar nu joacă pe postul lui, că am mai spus-o, acum de curând am spus-o, Câmpanul cheamă. Deci Câmpanul a fost copilul meu, l-am ținut în casă până s-a făcut fata mea puțin mai mare, pentru că este un copil, a fost un copil amărât, însă și părinții au fost despărțiți și măsa era plecată. L-am ținut la mine până s-a făcut fata puțin mai mare și de atunci am zis, bă, du-te, vezi de drumul tău, că n-am cum să te mai țin acum. Și Câmpanul joacă aripă dreaptă sau joacă aripă stângă. Câmpanul nu e aripă stângă, el e număr 10. El trebuie să... A avut și nenoroc, s-a dus la Craiova, da, de Nistor. A plecat Nistor de la, cum cheamă, de la Craiova, dar el a ajuns din nou la, cum cheamă, la Cluj. După, nu trebuia să ducă acolo, trebuia să ducă la Steaua, de exemplu, că l-au vrut Steaua, am auzit. Câmpanu este un jucător care poate să devină un număr 10 senzațional, dar ca să devină numărul 10 trebuie să-l pui să joace numărul 10. Și mulți și alții, înțelegi? Sunt antrenori care, Valentin Stănescu, Gică Had și mulți, care 2, 3, 7, cât știu eu, care știu, când veneau undeva, aveau jucătorii care aveau, ei spuneau după ce îi vedeau, păi, uite, îmi întrebă, ăsta. Ei știu exact. Un vârf de atac, de exemplu, cine trebuie să joace și cine îți dea randament. Fundaș, mijlocaș, orice. Deci asta sunt numai jucători care sunt mari, care au fost mari și înțeleg fotbalul și atunci își aleg ceea ce trebuiește. Eu cred că asta aș putea să fac. Eu să mai ajut încă fotbalul care eu cred că absolut. Pe mine m-a ajutat absolut. Foarte tare și o sunt mândru că am jucat în România. Și în sfârșit pe unde am fost, de fiecare dată m-am bucurat de atenția oamenilor din fotbal. Mi se pare remarcabil că doriți să întoarceți către fotbal ceea ce v-a dat fotbalul, la fel cum face Gheorghe Hagi, și mi se pare remarcabil ce a spus dumneavoastră, că le-ați zis celor care sunt la televizor în studiouri, gen Ilie Dumitrescu, Basara Panduru, Gabi Balint, să se implice efectiv făcând ceva pentru fotbal. Că îl pot analiza seara, dar ziua pot face și ceva pentru fotbal. Nu să stea cu mâna în buzunar, ca să zic așa. Eu nu-i condamn că stau cu mâna în buzunar, că ei câștigă bani, Gabi, dar ei de acolo au câștigat banii care au ajuns aici unde au ajuns. De la fotbal. Și trebuie adică să facă treaba. Liță Dumitru, la această vârstă, vrea să intre, să coboare în iarbă, să-i ajute pe copilași. Da. Să ajungă fotbaliști și vedem pe alții la televizor numai la costum. Nu, nu o spuneți dumneavoastră, eu o zic, care doar stau la televizor, se uită și critică pe antrenori. Fii tu acolo, intră, ajută-i și pe ei cum te-au ajutat alții pe tine. E foarte interesant ceea ce spuneți. Spuneți-mi deci Câmpanu este cel de care ne spuneați la precedenta emisiune, este cel de care spuneați că l-ați ajutat și îl vedeți număr 10, altfel. Da. Altfel nu dă randamentul de nota 10. Gabi, el are posibilitatea și capacitatea să dea pas în adâncime, are posibilitatea să centreze, are posibilitatea să tragă la poartă. Dar dacă el joacă extremă dreaptă și primește mingea într-o repriză, 20 de mingi dacă are, să zic așa, dacă le primește. El dacă depozitează 2-3 e mult, că depinde de fundașul respectiv. Și deci el dacă... Din 20, dacă are, să spun așa, 10 bune, 10 proaste, e binișor încă în cap. Dar dacă are vreo 7-8 proaste și în sfârșit încă 3-4 realizări, e deja în cap. Pe când în mijlocul terenului se duce, câștigă mingea, merge și, cum îl cheamă, deposedează, vine, se duce în fața fundașilor central, vine în partea stângă, vine în partea dreaptă, are liber să plece unde vrea. Fotbalul se joacă numai, să spun așa, sunt înaintaș dreapta, joc înaintaș dreapta. Nu, fotbalul, uite-te în Anglia, uite-te unde vrei tu, toate sunt, se joacă acolo, joci cu faza, cu blocul funcțional scurt, triunghiuri pe teren să formăm, să nu pierdem mingea, să pasăm. Ce face Guardiola la, cum îl cheamă, la Manchester City, au început să facă cam toți englezii. Au început să paseze, să formeze triunghiuri pe teren, să formeze scurt blocul funcțional, să în sfârșit să centreze și să... Bine, la englezi fotbalul e complet și concurență mare. Și în alte țări, și Spania, și multe și altele. Și România poate să facă treaba asta, pentru că acum ultimul transfer pe care l-a făcut
românii, l-au făcut românii cu 25 de milioane, cred că e recordul recordurilor în fotbalul românesc, nu? Băiatul ăsta Da. a plecat din România sau a crescut în Italia, e foarte bine, e un român care are calități și începe ușor, ușor să poată să dezvolte. Avem și noi jucători care poate să acolo când merg să joace titulari, dar deocamdată nu prea joacă majoritatea. Stau și mai da, în o sfârșit. Să imediat, imediat vorbim de Drăgușin, pentru că eu în momentul ăsta chiar dialogam și cu Costin Manea, fratele lui Florin Manea, pentru îl că știu. A apărut acum o informație, sigur că îl știți, e rapidist de la dumneavoastră, ca să zic așa, a apărut o informație pe Fanatic unde se spune scandal pe bani, anunțul transferului Drăgușin amânat din cauza celor de la Genoa. Și mi-a zis Costin Manea chiar acum, mi-a zis că Genoa nu vrea să-i dea toți banii pe luna ianuarie și de aceea încă nu se face transferul. Mă rog, sunt probleme. Dar cum vedeți dumneavoastră, ați apucat să-l vedeți pe Drăgușin, o părere cu ochii dumneavoastră de mare fotbalist despre acest băiat și despre faptul că se duce în Anglia la Tottenham, la vârsta lui, pe 30 de milioane? Este o șansă imensă să ajungi în fotbalul englezesc. Să te duci să joci acolo, este o, să spun așa, e o mare șansă ca fotbalist. El, experiența și rezultatele pe care le are în Italia, este de ajuns ca să poată să meargă acolo și să facă performanța respectivă. Acum depinde foarte mult de el, cu toate că el a ajuns acolo datorită lui. Cum se va ordona și cum va putea să joace fundaș central, sau în sfârșit, ce poate el să joace fundaș central, cred. În Anglia, unde fotbalul se joacă adevărat și acolo este vârful vârfurilor. Eu cred că datorită fizicului, datorită calităților pe care le are și experiența care a făcut, care a creat-o și a creat-o el, va face față fotbalului englezesc. Salariul care ultimul ar trebui să renunțe, să vadă de treaba lui, să plece unde trebuie să plece. Din punct de vedere, dacă pierde contactul ăsta, să vorbim de salariu, atunci nu mai putem să mai vorbim. Da, de altfel Florin Manea înțeleg că a zis lasă-i încolo de bani, hai să mergem la Tottenham să avem drumul nostru în continuare. 10.000 de euro ar fi ultimul salariu pe care nu vor să îl dea. Da, nimica toată. La salariul care îl dau ăștia sau banii care se dau pe el, 10.000 e nimica toată. Dumneavoastră ca român vă mândriți când auziți că vom avea un jucător în Premier League născut 2002 la Tottenham pe 30 de milioane? Este cel mai scump transfer din istoria României. Da, așa este. Deci nu numai că te mândrești, în condițiile când merg pe stradă și oamenii, ne întâlnim și români pe aici, realiză, mă întreabă, ce părere aveți dumneavoastră? Deci, domnule, uite că și în România se poate întâmpla, dar la noi în țară, am spus-o de fiecare dată, noi nu avem antrenori pentru copii și juniori și copii, adică fotbaliști care să vină până la 18 ani și de acolo să-i lase antrenorii respectivi și să ia cei de la echipa de la echipele mari. Cu excepția a 2-3 antrenori de divizia care sunt în sfârșit ei care sunt pricepuți, restul avem antrenori modestuți și le lipsesc jucătorilor români care vin în prima ligă lovirea mingii. Lovirea mingii și totodată, ca să poți să joci tactic ce vor ei, sisteme, indiferent ce sistem joacă, un fotbalist trebuie să știe să lovească mingea, pentru că fotbalul se joacă pe secunde și pe minute. Mingea, da. Când un fotbalist care lovește cu ambele picioare, el nu se mai întoarce să ia, preia mingea cum se întoarce un stângaș sau un dreptaci. Înțelegi? El da. Nu pide de niciun fel. Și dacă mai știe să și lovească, păi mă întreba pe mine, Nea Ioan Chirilă, spunea, băi Liță, cum poți să lovești mingea de maniera asta, să o dai, vine din dreapta, din stânga și tu o dai cu exteriorul, cu dreptul, o dai lui Troi în partea altă. Cum poți? Neoane, ăsta este, m-am născut cu talent și am exersat și exersez de fiecare dată. Se termina antrenamentul și rămâneam cu Iordănescu și prietenii mei care aveam pe la Steaua. Câte 2 ore stăteam și îi dădeam lui Iordache și lui Moraru, îi dădeam lovituri libere și pe ce să spun? Toată, că spunea acum de curând pe la televizor că un antrenor nu muncește decât numai la 7-8, restul nimic. Nu, mă, nene, la fotbal trebuie să fii tot timpul pe teren. Pentru că corect. Dacă vrei să faci ceva în fotbal, noi n-am, eu sau alții n-am avut șansă să putem să mergem și noi afară să jucăm. Că eu cred, dacă mergeam și eu și mulți și alții ca fotbaliști, așa cum am fost noi, generația noastră bună, aveam rezultate și eram alți oameni în viață. V-am mai întrebat, dar vă mai întreb o dată.
Drăgușin 20, 30 de milioane, Liță Dumitru la vremea aia, pe câți bani de acum s-ar fi transferat? Eu cred că eu am fost un fotbalist la nivelul lui Beckham. David Beckham. Lovea mingea cu ambele picioare, făcea aceeași muncă care făceam și eu, mai puțin cea defensivă. Banii și, eu știu, contractul pe care le-a avut Beckham, puteam să le am și eu. Și deci, eu cred că acolo am fost ca fotbalist. Dacă s-ar fi întâmplat asta, eu cred că nu Chiajna. Liga 1, Liga 2 și Liga 3 s-ar fi bătut. Îl vreau pe Liță Dumitru să vină la mine la echipă, să-și facă academie, Academia Liță Dumitru. De mine s-au oferit oamenii lui Jean Pădureanu și ăilalți care au fost, cum îl cheamă, în generația elaltă. S-au oferit de mine pentru faptul că... De ce Liță Dumitru nu a avut locul pe care îl merită în fotbalul românesc? N-am avut șansa să antrenez, pentru că atunci când am fost ca antrenor, a mers vorba despre mine că Liță Dumitru, la ce știe el și ce vrea să facă, nu ține seamă de să... Când, eu știu, președintele clubului sau, eu știu, antrenor, secund și așa mai departe, nu ține seamă de ce spune ăla, el face ce vrea el. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Puteți să-l întrebați pe Cosma, care mi-a fost, cum îl cheamă, mi-a fost președinte, chiar și Mircea Minea, ce fel de antrenor a fost Liță Dumitru sau ce este. S-a oferit pentru faptul că s-a oferit de personalități. Lor le trebuiau nulități sau, eu știu, oameni care... mergeau după ei cu geamantanul, îl duceau ei și pe mine m-au dat deoparte. Nu mi-a puțin adevărat că n-am avut nici șansă să pot să antrenez și o echipă mare care puteam să mă exprim. Dar am avut și eu vina mea, așa cum o spun și ca fotbalist, dacă în caz aș fi dat fotbalului, bineînțeles, într-un fotbal nu bolnav cum era al nostru, adică a fost, să spun așa, fotbal noi am jucat cum trebuiește, dar banii au fost puțini. Și da, mulțumirea ta ca fotbalist era minimă. Dacă aveai șansele să joci în străinătate și să poți să aduni bani după aia, era altceva. Dar, datorită acestor chestiuni, am dat fotbalului ce a meritat. Dar puteam să dau mult mai mult dacă în caz aveam posibilitatea să mă exprim ca fotbalist așa cum trebuie să mă exprim. La noi, Ailene era rezervă, noi eram titulari și lua cam aceleași prime ca noi. Sau salariul tot același, pentru că eram ofițeri. Și la un moment dat a zis, domnule, joci bine, nu joci bine, ești acolo. Tentația era când jucam la echipa națională, erau puține meciuri internaționale și atunci de-aia ne mai vedeam din când în când și noi în fotbal. Dar asta a fost situația, nu-mi pare rău că n-am prins vremurile astea, dar una peste alta am jucat de gratis fotbalul. Da, erați generația care se bucura că e stadionul plin și la 2-3 diagonale, publicul e în aer, în delir și la sfârșit sar pe dumneavoastră să vă ceară autograf. Da, așa este. Spuneți-mi, România s-a calificat la campionatul european. Cum vedeți dumneavoastră România de acum, a lui Edi Ordănescu, cu acești băieți tineri, cu grupul pe care l-a făcut și ce șanse le dați la europene? În primul rând că părerea mea este că o grupă nu este nici tare, nici slabă. Avem Belgia, care e o echipă bună, însășit. Și ce mai sunt pe acolo? Au șanse să poată să facă o figură frumoasă, jucând fotbal, care eu îi compar pe acești jucători cu ceilalți care au fost mai înainte. Generația lui Coman, cea care a fost cu Mutu. A fost o generație senzațională. Dar pentru faptul că acești copii nu i-am putut exploata așa cum trebuiește, s-au împrăștiat și n-au mai jucat după aia cam nimic și au ajuns pe la echipele care au ajuns. S-au mulțumit numai că joacă aici, la Steaua sau la Dinamo sau pe unde au jucat și nu s-au mai dezvoltat așa cum trebuiește. Și datorită faptului că lipsa de antrenori în România a fost și după perioada cu cei care au fost, cu Mutu și care au fost acolo. Sunt puțini. Și datorită acelor, cum îl cheamă, antrenamentelor pe care ei le-au făcut și datorită faptului că de la copil fotbalistul vine la divizia
și mă uit la televizor și când comentează ăștia meciurile, câte o lovitură liberă vine și poc și dă pe lângă bară, dar puțin. Măi, ce senzațional a fost. Băi, ești nebun? Cum să fie senzațional? Nu-i în poartă. Dacă e în poartă, e altceva. Da, în poartă. Sau centrare. La bătrânețe, când eram, eu făceam foarte multă, să spun așa, individualizare. Și la toate astea eu participam ca să poată să finalizeze cum trebuie jucătorii. Aveam pe Pena, pe nu știu cine erau la mine, la echipă. Da. Și dădeam câte 300 de centrări de pe partea stângă și de pe partea dreaptă. Cei care erau pe la Chiajna, care nu se prea pricepeau cu fotbalul, erau băieții aia care se mai ocupau de cabine și de asta. Și de le dădeam centrarea, venea mingea mură în gură și venea și dădea cu capul și chiar dacă ei învățau și se perfecționa de fiecare dată când, cum îl cheamă, când se întâlnea cu mingile. Ei se întâlnea într-o săptămână un fotbalist de mine de vârf de atac de 4.000 de mingi. De centrări sau eu știu, de pase și așa mai departe, șuturi la poartă și așa mai departe. Și de-aia știau mai mult decât azi. Plus că aveam niște, la jocuri, la noi, fie pe unde veneau fundași și când mergeau pe învăluire, ca pe timp, că învăluirea a fost și pe timpul meu, este și acum, înțeleg? Da. Dar nu mai da. Face nimeni, pentru că da. Este efort. În condițiile când te duci și aia, trebuie să faci efort, să vii înapoi, să tămțăși. Și deci, au venit jucători din divizia la ora actuală modești și le e greu. Se poate să devină... Dar este vreun tânăr care totuși vă place acum din... Îmi place, îmi place toate majoritatea din ăștia, generația asta care este. În sfârșit, al Gică Hagi e foarte bun, Răzvan Marin e fotbalist, sunt mai mulți, deci tot sunt fotbaliști, dar la Răzvan Marin eu credeam că va exploda și va veni și va juca, dar în loc să meargă în sus, a merge în jos. Deci, la Ianis a avut neșansa și faptul că s-a dus, domne, și s-a accidentat, a stat un an de zile. Ianis este un fotbalist care poate să crească. Și mulți alții care sunt. Și fundașul dreapta, care a jucat prin, cum îl cheamă, prin Italia. Sunt și fundașii centrali și toată lumea. Sunt talentați, dar le trebuie să lucreze în așa fel încât să poate să lase la o parte. De exemplu, îți dau numai un exemplu. Eu am fost de la picioare, de la călcâie până sus aici la brâu, am fost senzațional. Înțelegi? Senzațional. Aveam niște picioare și în sfârșit dădeam la poartă, dădeam pase, făceam orice, alunecări și mai departe. Dar de aici, de la burtă în sus, arătam subnutrit. Lucrul ăsta pe mine nu m-a deranjat pentru faptul că aș fi lucrat, dacă îmi spunea cineva, dar dacă aș fi lucrat și aici, alta era prestația mea ca fotbalist. Dar da. Pentru faptul că n-au fost specialist pe timpul nostru, acum au toate posibilitățile, dar comoditatea, cred eu, a fotbaliștilor noștri care mai joacă prin Occident, îi face să nu performeze. Apropo de Occident, ce oferte ați avut din străinătate și vă pare rău că nu... Una singură am avut, de la Barcelona. De la Barcelona? De la Barcelona, când am jucat, ne-a bătut cu 5-1. Au venit și a zis, domne, vrei să rămâi la noi, la Barcelona? Te ținem 6 luni de zile, te trimitem, cum îi spune, te trimitem în străinătate să joci la nivel de, eu știu, de străinătate. Lângă noi, pe aici, unde poți să joci la asta, după 6 luni de zile, intri în... Că ei nu-ți plătesc toate astea și intri în toate, cum îi cheamă, cele omenești și era meciul cu, jucam cu Spania peste 3 săptămâni sau o lună. Da. E, dom'le, la meciul cu Spania o să vă dau răspuns. Bineînțeles că n-am putut să dau răspuns, că n-aveam cu trezii cu obiță. Dar cum a fost? A venit chiar la dumneavoastră, a venit cineva de la Barcelona, domnule Dumitru, sau băi băiatule, sau cum se vorbea pe vremea aia. Au venit doi tipi de la Barcelona, era pe timpul ăla Nea Sandu, era cum îl cheamă, care se ocupa de noi. Era un fel dinamovis care se ocupa de fotbal, însuși a venit cu ăla de la Barcelona și am stat de vorbă cu noi. Înțelegi? Și... Bine, foarte serios. Stai liniștit, deci dacă dumneata ești de acord, noi încercăm să-ți luăm dezlegarea, dar nu dă domne dezlegarea, stau pe timpul lui Ceaușescu, ce sunt de Steaua de legare. Și am mai fost în Mexic, când s-a zis, domne, veniți, rămâneți și vă trimitem în America. Au fost niște jucători care erau în zona, adică ce vreau ei,
Aia nu a fost așa de, cum îl cheamă, de serioasă. Concretă, știi? Dar aici, domnule, da. Ca să, pentru a juca la Barcelona, aveați de ales să fugiți din țară, să rămâneți acolo, în Spania. Da. Și n-aveați. Da. Era complicat. Da, era complicat, era mai ales de la Steaua, ofițer. Da. Bine, de la Steaua, Belodedici a fugit, Marcel Răducanu a fugit, da. Dacă mă gândesc. Da. Da, Belodedici a fugit pentru că era sârb și avea în sânge răutatea și dorința. La Marcel a fost o altă treabă, chiar azi dimineață mă gândeam ce și cum. Eu cred că Marcel, înainte să plece în turneu în Germania, cred că au avut discuții cu el, cum îl cheamă eu, cei din țară. Nu știu dacă așa stau lucrurile, dar cred că a rămas de frică Marcel. Înțeles. Dacă știam, eu cu dumneavoastră și cu domnul Răducanu n-am realizat împreună emisiune, nu? Nu. Mi-ați dat o idee. Când vă mai prind data viitoare, o să îl chem și pe Nea Marcel să fiți împreună, să vorbiți în emisiune, eu să mă uit, să vă ascult. Da. Atât. Nimic Marcel, Marcel pentru mine, Gabi, a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști care a avut România. Părerea mea. Eu am avut coleg și pe Marcel și pe Dobrin. Nu știu dacă ăștia sunt de acord cu mine, dar părerea mea este că Marcel a fost mai mare decât Dobrin. Deci Marcel Răducanu peste Dobrin și dumneavoastră peste Dobrin și peste cel ce vor ei. Dar de să, ce joci în, să joci în Germania 8 ani de zile în prima ligă și să fie acolo sau cât a jucat el, e lucru mare de tot. Eu am fost după aia când am rămas în cum îi spune, în Germania și m-a rugat Marcel să mergem să jucăm fotbal cu Aldehen, cu bătrânii Germaniei, apropo de Beckenbauer, înțelegi? Da. Și mergeam în fiecare oraș cu ajutor. Marcel m-a băgat în, să spun așa, în problema asta. Mergeam și jucam cu jucătorii nemți, cu Buvezeler, cu toată lumea, cu Neskens, Netzer, cu mulți alții. Jucam sâmbătă sau duminică și pe urmă se dădeau mese și strângeau și niște bani pentru comunități și așa mai departe. Da. Și apropo de Beckenbauer, am jucat și cu el și cu Marcel și în sfârșit, încă o dată repet, după ce se termina meci, mai bea o bere, mai stăteam de vorbă mult. Era o chestiune frumoasă. Dar spuneți-mi, totuși, nu numai pentru că a jucat 8 ani la cel mai înalt nivel în Bundesliga, dați-mi ceva argumente în plus de ce Marcel Răducanu peste deci Dobrin. Da. Dobrin când dribla, foarte rar dribla în viteză. Marcel Răducanu dribla numai în viteză. Marcel Răducanu făcea și faza defensivă, înțelegi? Marcel Răducanu dovea cu ambele picioare, la fel ca și Dobrin. Da. Marcel Răducanu a jucat în Germania. E un lucru mare pentru Marcel. Corect. Și Marcel avea mult mai multe, avea capacitatea de efort mai mare decât Dobrin. Avea viața de toate zilele, care era alta decât, nu judec eu lucrurile așa cum trebuie să le judeci. Deci, după părerea mea, Marcel, eu am jucat cu Marcel. Am jucat câteva meciuri cu Franța, cu niște jucători, cu echipe din Franța. Da. L-a prins pe fundașul de la... Nu mai știu cum îl chema. Care juca în echipa națională a Franței. Cred că nici el, auziți? Adică după ce l-a prins Marcel, nici el nu mai știa cum îl cheamă. Cred. Deci Marcel, după părerea mea, a fost mare. Da. Da, mi se furnică pielea când stau de vorbă cu dumneavoastră. Zice cineva, ești modest, Nealiță, și tu ai fost de talie mondială, zice Petre Grasu. Da. Vreau să vă mai întreb un lucru apropo de acele vremuri. Diferență mare între fotbalul de acum și fotbalul de atunci, care ar fi cea mai mare pe care o simțiți și când vă uitați la televizor parcă vedeți alt sport? Care ar fi cea mai mare diferență pe care o simțiți dumneavoastră față de ce se joacă acum? Nu este mare diferență ce fotbal se juca pe timpul nostru.
și pe timpul lui Gica Hagi și ce se joacă acum. Și atunci, acum au existat mari celebrități în fotbal, poate că acum există mai puțin decât existau înainte, dar și acum există fotbaliști care pot juca la același nivel. Și noi puteam să jucăm la ritmul și nivelul care se joacă acum. E normal că sunt meciurile frumoase, în sfârșit vezi sisteme de juca, în timpul unui meci se schimbă sistemele, lucru care pe timpul nostru nu prea se făcea treaba asta, era pozițional toată treaba, dar noi compensam prin ceea ce făceau brazilienii, care au făcut 100 de ani sau de când sunt ei, ce fac acum englezii, noi făceam temporizare, dar nu era temporizare, era posesie. Și noi știam fiecare centimetru al gazonului, cine e stăpân, cine trebuie să fie stăpân acolo. Și noi eram conștienți că să ne facem treaba, pentru că era concurența mare. Deci pe unele posturi era concurență mare. De-aia n-a jucat Rică la campionatul mondial, de-aia n-au jucat în sfârșit cine n-a jucat, pentru că a fost concurența mare. Dacă jucam eu sau jucam la altul, se vede imediat. Vreau să vă întreb două lucruri despre Gică Hagi. Unu, știu că ați colaborat și că Gică Hagi v-a chemat ultima oră când ați fost prin țară ca și consilier să-i dați ceva sfaturi cu ochii dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți. Nu ar fi o variantă Farul Constanța să lucrați la el? Nu am discutat cu Gică atâta timp cât am fost la el angajat. Nu am discutat cu el în ceea ce vrește sfaturi și mai departe. El a așteptat de la mine ca eu să-i fac rost de jucători și să-i trimit jucători de unde, pe unde îi văd. De asemenea, m-a plătit atât timp cât am fost în țară și după aia cât am mai stat aici. Și deci mai discutam din când în când cu el de câte un jucător, dar niciodată n-am discutat cu Gică Hagi în ceea ce vește sisteme și, în sfârșit, antrenamente de jucători și așa mai departe. Probabil că dacă în caz hotărârea mea va fi asta, Gică Hagi poate să spună: domne, vină încoace și stai aici și la revedere. Înțelegi? Dar nu știu, să vedem. Deci. Da. Și al doilea lucru, vreau să vă întreb, nu știu dacă ați apucat să vedeți, după ce băiatul acesta, Radu Drăgușin, a ajuns pe 30 de milioane la Tottenham în Premier League, născut 2002. Eu l-am avut la juniori, când avea 15 ani, nu știu, deci 21 de ani, 22 de ani. Alin Stoica s-a trezit și a spus că a ajuns acolo pentru că între timp a fost la Juventus. Pentru că dacă ar fi fost pe la Hagi, Hagi l-ar fi distrus de tot cum i-a distrus pe toți. Cum comentați o asemenea declarație dată de Alin Stoica? Și eu o spun în direct, am anunțat că era treaz când a declarat treaba asta. Deci gândirea ta este palpabilă? Că nu poți să vii să spui că Gică Hagi învață jucătorii sau termină jucătorii. Gică Hagi scoate jucători, a scos jucători și Gică Hagi, să spun așa, din județul ăsta al lui, cât de mare el, a reușit de fiecare dată să aducă niște copii până la un nivel. Dacă copiii care s-au dus, dacă n-au avansat datorită faptului, mentalității și totodată faptul că ești român. Pentru că noi n-am știut în viață ce înseamnă, până n-am fost și noi prin străinătate, ce înseamnă punctualitate, ce înseamnă seriozitate, ce înseamnă antrenament, ce înseamnă după antrenament, ce înseamnă multe și altele. Și deci nu asta ne-a făcut pe noi să ne tragă unde ne trage. De exemplu, duci jucători de aici din America, îl duci în România. Când ajunge în România, vede care situația, se mulțumește cu, să spun, de ce, la nivel de copii, de juniori care ajung la IPA mare pe undeva prin România. Când văd că e un salariu mare, se mulțumește cu aia și nu dă mai mult decât trebuie. Cam așa face fotbalistul românesc, merge afară. E o perioadă bună, vede că merg banii, gata, e bine, după aia moare repede. Da. Aici spuneam eu, mentalitate, punctualitate și multe și altele, că n-am fost obișnuit să fim așa. Și dacă pe timpul nostru mai exista respect față de antrenori sau respect față de cei din jurul nostru, acum respectul și multe și altele lasă de dorit. Uitați-vă poza de acum 4 minute. Bravo lui!
Felicitări, acum, bravo. Minute, bravo. Anunțat oficial, Radu Drăgușin, iată-l prezentat oficial la Tottenham. Acum 4 minute s-a făcut această poză la sala de conferință de presă a stadionului lui Tottenham. Iată, așadar, poză, exclusivitate, mă rog, exclusivitate, preluată de pe Twitter-ul lui Tottenham, aceasta e poza, Radu Drăgușin, despre care Alin Stoica spune că n-ar fi ajuns niciodată acolo dacă ar fi plecat din România, că România e toxică, mai ales la Gică Hagi. Nu putea să-l vândă cu 25 de milioane, pentru că, dar spun, dacă mai stătea încă vreo 2, nu dacă mai stătea, dacă era chestiunea asta peste vreo 2 ani de zile, nu știu dacă mai vorbea de Italia așa cum vorbesc acum, că Italia nu prea s-a mai calificat pe unde trebuie să califice. Și în cupe europene sunt alea 3-4 echipe care sunt acolo sus, dar restul sunt cam se îndepărtează, cam ajung la nivelul nostru. Dacă joacă, să spun așa, unii jucători din România mai joacă acolo. Acum, eu îți dau două exemple care au plecat de la Steaua. Sau nu de la Steaua, au plecat de la Steaua și de la Craiova. Mănăilă sau cum îl cheamă și celălalt care a jucat la Steaua, cum îl cheamă? Man, parcă, nu? Man, în sfârșit. Deci joacă de 3 ani în Italia, uite, n-a făcut, să spun așa, pasul. Pentru faptul că se mulțumesc cu cât au și la revedere. Ăsta micu, da. Micu, că e mare. Și a văzut de treaba lui, are calități senzaționale, o să-și vadă de treaba lui și ajunge mare. În Anglia se poate să ajungă mare. Absolut. Da, am prezentat această fotografie absolut în exclusivitate, ca să zic așa, pentru momentul acesta când presa e nebunită după Radu Drăgușin. Vreau să vă mai întreb un lucru. V-am întrebat de Alin Stoica. Campionatul României îl urmăriți în continuare? Da, am program românesc. Da? Și văd toate meciurile și din străinătate și acasă și tot. Da. Așa este. Data trecută când am făcut emisiune chiar am văzut că v-ați uitat la Digi. Ce spuneți, ce simțiți că se va întâmpla anul acesta așa, cu Craiova, unde ați fost, cu Rapidul dumneavoastră și cu Steaua? Ce spuneți de aceste echipe? Steaua însemnând FCSB. Vă păi place eu zic că Craiova, lupta, să spun așa, cine câștigă campionatul, da, ăștia poate să fie. Gică nu mai are cum să mai ajungă cu jucătoria cu unde este să mai se lupte cu chestiunea asta. Cam ăștia, astea sunt trei echipe care eu cred că singurul care iese în câștig este Gigi. Eu zic că Steaua se va detașa, cu toate că Steaua are un lot mult mai, cum îl cheamă, mai modest decât Craiova. Dar da. Steaua au prins aripi, sunt acolo unde sunt și e greu să-i mai ajungi. Craiova este... Când s-a dus Câmpanul la Craiova, eu nu prea am vorbit cu el în ultima perioadă pentru că m-a supărat. I-a zis, băi, nu te duce la Craiova, că dacă te duci la Craiova e un oraș mare și Craiova este o echipă pretențioasă. Și ai să vezi că ai să pleci de acolo, că nu te vor accepta. Craiova e echipă cu orgolii, în sfârșit cu bătaie mare între cine joacă, dar campionatul nu știu dacă să fie în stare să poate să-l câștige înaintea lui Steaua și Rapidul păcat. Eu nu sunt de acord cu transferurile care le-a făcut Rapidul. Pe unde mai scriu și eu, am spus că l-au luat pe sârbul ăsta, Djokovic sau cum îl cheamă, l-au luat Rapidul. Nu cred că se va încadra la Rapid. Nu s-a încadrat nici la Steaua. De ce nu s-a încadrat? Și se încadrează la Rapid. Păcăleală mare și de asemenea și la Steaua, zic eu că jucătorii care i-a adus, care s-au accidentat și mai ales că sunt și în vârstă. Dar chiar FCSB a dat 3 jucători afară, Cristea, Waidă și Djokovic și a luat Rapidul pe toți 3. Da. Și ce da afară, da. Becali ia Șucu. Ce spuneți de Dan Șucu, patronul Rapidului? Este un om care investește mult, dar deocamdată cred că a făcut transfer greșit cu Djokovic. O să vină vârful de atac care vine înapoi, probabil că se le ordoneze din nou jocul, cel care a accidentat în sfârșit, și se pune tălpile lui Săpunaru, pentru că reușește acolo în spate să facă, cum o cheamă,
o dinastie în ceea ce privește apărarea Rapidului, indiferent cu cine joacă, ei se stăpân pe teren. Cât va juca Săpunaru, lucrurile vor sta bine în apărare. Mă uit la meciul când Rapidul merge, joacă și Săpunaru merge pe teren, au probleme. Când mai alergă Săpunaru și alergă și ceilalți de lângă el, dar Săpunaru este inima și este tot succesul pe care cei de la Rapid, de la Divizia B până în cupele europene, se datorează în mare măsură lui Săpunaru. Da. Apropo de Rapid, de jucători, ați pomenit mai devreme numele lui Pancu, a dat like la anunțul că vom face emisiune cu dumneavoastră, unul dintre cei care vă apreciază, Daniel Pancu. L-am iubit pe Dan ca fotbalist și nu s-a pomenit. De l-am ce? Adus l-am adus la Rapid când era Sichitiu președinte. S-a dus după el și l-a adus să mai bătea nu știu ce fel de echipă să vedea. Și l-am adus și a demonstrat că este un fotbalist pe care România l-a dorit și, eu știu, a făcut performanță în fotbalul românesc și în serenitatea. Era un copil senzațional. Și este în continuare. Eu cred că și Pancu va intra în cuplul ăsta de în cercul ăsta de antrenori care este priceput și cred că o să facă lucruri mari. Da, el este la federație, antrenor, tineret, într-adevăr, are șansa să devină un antrenor bun, Daniel Pancu, din ce spune toată lumea, are valoare. Așadar, Becali câștigă titlul. Eu așa cred. Rapidul a cam luat țeapă cu Djokovic. O vedeți pe Craiova puternică. Bine, pentru mine Craiova este cea lui Mititelu. Nu știu care e părerea dumneavoastră. Acolo dacă s-ar Gorgole s-ar da la o parte și ar face o echipă bună, nici atunci n-ar merge, pentru că se vor băga în, cum îl cheamă, așa cred eu. Cred că la Craiova nu este în regulă cu, în sfârșit, nu poți să ai jucători așa de buni și să nu joace decât numai sporadic. Da. Vedem, vine poate... Regen, cam face puțină treabă, pleacă, Craiova iar cade înapoi. Da. Dinamo, v-ați fi așteptat să ajungă atât de rău Dinamo București? Nu, eu zic că Dinamo este bine unde sunt. Pentru faptul că sunt în divizia, nu mai sunt în divizia B. Da. Dinamo, până nu se organizează așa cum trebuie și până nu își pun oamenii lor acolo unde trebuie și ce trebuie, nu vor face treabă. Pe cine au adus ei ca fotbaliști? Numai din aia care sunt obosiți, pe unde au fost, pe la divizia B și A, cum se joace cu ea să ia campionatul sau eventual să bată pentru campionat? Nu. Și Dinamo, deocamdată, trebuie să organizeze, să vină, să aducă jucători adevărați. Am auzit că salariul 15.000 de euro la un fotbalist. O să-i dea 15.000 de euro la un fotbalist. Eu zic că în România sunt puțini fotbaliști pentru 15.000 de euro. Da. Prea mari salariile față de ce se oferă. Nu? Da. Cât ar trebui să primească salariul un jucător la cum îi vedeți la televizor? Ce le dă Gică Hagi e de ajuns. Păi le dă puțin Gică Hagi? Păi nu știu dacă dă. Gică nu dă 15.000 pe lună. Păi cât le dă? Mă duc să iau 15.000 de... Ce face ăsta pentru 15.000? Indiferent cum îl cheamă. Tare curios aș fi ce salariu are fundașul central negru ăla la Steaua, celălalt fundaș central și încă vreo doi pe acolo care... Tare aș fi curios să începem bani. Dar cred că le dă bani bun, Gigi. Dar, da, bine, Gigi le dă cei mai mulți bani, din ce înțeleg eu, și de 9 ani n-au câștigat nimic. Dar da. Dacă ați fi patron, ce salariu ați da jucătorilor din România, așa cum îi vedeți la televizor dumneavoastră, că arată... Maximum 5.000 de euro. Maxim 5.000 de euro salariu, la ce vedeți la televizor că se joacă. Da. Și prime de joc cum trebuiește și condiții de antrenament și de joc foarte bune și atunci antrenor bun să fie, nu se schimbă antrenorul la 6 luni sau 5 luni sau 3 luni, să pună pe altul, să pună pe și la băia care schimbă de fiecare dată sunt aceiași. Da, haideți să vă mai arăt o fotografie făcută de cei de la Tottenham pe site, pe Facebook, iată cum îl prezintă Radu Drăgușin. Da, pentru care acea podoabă capilară, zici că e un samurai, da. Cum îl da. Prezintă Facebook-ul de la Tottenham. Ne-aș vrea să întreb un lucru. Ce vă doriți dumneavoastră acum cel mai mult
Ce vă doriți dumneavoastră acum să realizați? Care este obiectivul personal al lui Liță Dumitru? Obiectivul personal al meu este faptul că fata mea să continue, să spun așa, să învețe așa de bine cum învață, în sfârșit, notele să fie acolo unde este ea la ora actuală și să treacă mai repede timpul să poată să meargă la facultate. Ea e în clasa 10 acum, în clasa 11 ea ar putea să intre deja, de fapt i s-a oferit până acum la mai multe facultăți să meargă gratis și vreau să o țin așa ca să poată să ajungă să meargă să fie plătită școala. Ea ne-a spus că în condițiile când merge acolo, merge la să facă cursurile astea, că acum în vară se duce că este selecționată din toată școala de la Beaufort la în Atlanta la un curs de literatură în care ea a ales-o pe ea să meargă acolo și stă două săptămâni sau trei, mi se pare, să acomodeze cum ar fi programul de facultate și cu în direcția asta a literaturii, că majoritatea îi tot scriu ce și cum. Și o să merg acolo în vară, deci fata mea să știu că începe facultatea mai devreme, că are posibilități să facă treaba asta. De asemenea, să fiu sănătos și să pot, în comparație cu timpul care a trecut până acum, să mă ocup din nou de, în oarecare măsură, cum pot, de fotbal. Deci, fata dumneavoastră la facultate, îi dorim tot bine din lume să ajungă acolo, la facultate, să o vedeți la facultate pentru a vă împlini această dorință pe care o meritați, pentru că ați lăsat România, ați luat-o de la zero la vârsta dumneavoastră, pentru ce? Pentru fata dumneavoastră să trăiască într-o lume normală în Statele Unite, să ajungă cineva. Acesta a fost motivul pentru care ați plecat. Și mai e un pic, mai aveți foarte puțin să rezolvați. Câteva luni să luați și cetățenia după 5 ani de stat în America și să vă întoarceți să lucrați în fotbal. Acestea sunt dorințele cele mai mari. Vreau să vă întreb, o să-i rog pe cei care vor să vă adreseze o întrebare timp de 20-30 de secunde să se conecteze cu permisiunea dumneavoastră. Dacă sunt oameni pe planeta asta care vor să vă adreseze o întrebare, avem pe cineva deja din Germania, o să-l introducem imediat. Poate chiar o să rog să vorbească în germană să vă întrebe ceva. Glumesc, evident. Și vreau să vă mai întreb un lucru. Când vă întoarceți dumneavoastră în România, cu cine vă doriți cel mai mult să vă întâlniți? Și dacă e un motiv, eu știu, special. Poate v-ați certa cu cineva, vreți să vă împăcați, sau poate vă e dor de cineva. Cu cine ați vrea să vă întâlniți cel mai mult în România? Nu, eu, când o să vin în România, o să iau legătura cu oamenii care, deci, o să mă întâlnesc cu Mircea Mina, o să mă întâlnesc cu Gica Hagi, mă întâlnesc cu Tănase. În sfârșit, pe la sora mea trebuie să mă duc, că n-am mai văzut-o de mult. Pe la federație aș vrea să mă mai duc. Iar federația... Băieții care am făcut emisiuni bune, pe tine, pe cum îl cheamă, pe Dan Filotti, Dan celălalt. Deci, pe cei care s-au ocupat de emisiuni speciale, să pot să ne întâlnim, bem o bere sau știu, că am voie să beau bere. Da. Și deci cam asta, restul. Mi-e dor de România. Da. În perioada aia cât am stat, am mai fost și pe la munte. Da. O să vă întoarceți și o să lucrați aici în fotbal din nou. Am lăsat un pic la final. Vreau să vă întreb, ce simțiți să spuneți dumneavoastră acum, pentru că ați jucat cu Pele, ați jucat cu Cruyff, ați jucat cu Beckenbauer, la 78 de ani lumea fotbalului l-a pierdut pe Beckenbauer, vreo amintire, nu știu, ceva deosebit din ce l-ați cunoscut sau din ce l-ați contrat pe Beckenbauer? Să spun așa, contrat cu Beckenbauer nu am avut, pentru că el juca într-o poziție, jucam în alta. De întâlnire ne-am întâlnit de mai multe ori, adică, spun așa, în contacte de fotbalistice. A câștigat el, a câștigat eu, deci n-au fost... Niciodată nu m-am considerat că, să spun așa, în mine, că nu pot să fiu și eu ca el.
dar știam că e o mare diferență între Germania și România. Și dacă aveam puțin capul plecat, era faptul că eram din România, că dacă aș fi fost din altă țară, probabil că ar fi fost același lucru când se întâlnea Cruyff cu el sau când se întâlnea, cum îi cheamă, el cu alte personalități fotbalistice. I-am respectat Da. de fiecare dată pentru că am venit de acolo de unde am venit. Dacă jucam în fotbal mondial sau european, european, să zic așa, poate că era alta, să spun, atitudinea mea atunci când jucam cu ei, dar și faptul că jucam în echipă, am avut noroc că am jucat la Steaua, o echipă foarte bună pe timpul meu, și că am jucat în fotbal. Și eram convinși că și noi puteam să fim la fel ca ei în condițiile când am fi trăit acolo, dar pentru că trăiam unde trăiam, eram handicapați în ceea ce privește relațiile cu oamenii. Nu știam o limbă străină, nu știam însuși mai multe. Deci, i-am respectat de fiecare dată când am jucat contra lor și, de exemplu, am făcut așa o comparație între Pele și Bobby Charlton. Da. Pele, când i-am luat mingea de vreo două, trei ori, m-a scuipat. În sfârșit, i-am dat peste picioare. Când ne-am sculat amândoi, s-a uitat la mine, m-a luat așa de gură și m-a scuipat în ochi, înțelegi? Wow. Și după aia, când i-am dat peste picioare, tot așa, se scula și mă înjura și așa. Pe Bobby Charlton i-am dat mult mai tare peste picioare lui Bobby Charlton decât lui, la început, decât lui Pele. Dar Da. la un moment dat a zis, băi, stai puțin. Băi, dau peste picioare. Îi iau mingea. Băi, omul ăsta nu, nici nu mă vedea. Gabi. Da. Avea așa un comportament de lord. M-a făcut să-mi fie rușine, înțeles, să mai tot dau. Că eu, în condițiile când nu-l prindeam cum trebuie, îi dădeam peste picioare. Înțeles? Că pe timpul meu nu se dădea așa ușor afară. Da. Dar, deci, Pele m-a scuipat, m-a înjurat, dar Pele a declarat de fiecare dată că am fost cel mai bun mijlocaș care l-a ținut vreodată în viața lui, Da. deci pe mine m-a respectat foarte tare. Și eu am respectat pe ei și, în sfârșit, mă Oameni repet. buni, oameni buni, la această oră sunt poate cel mai fericit jurnalist al momentului să stau de vorbă cu un om despre care Pele a spus că a fost cel mai tare mijlocaș pe care l-a avut ca adversar, care povestește din duelurile multe cu Bobby Charlton, mamă, mamă, Bobby Charlton, despre Beckenbauer pe care l-a avut adversar de câteva ori, mai l-am bătut și eu, mai ne-a bătut și el. Adică erau vremuri când noi puteam să-i luăm la bătaie pe aia din Germania. Am Adică. terminat meciul nostru cu Germania când era în vogă, 1-1 la Stuttgart. De capul meu. Deci 1-1 cu Germania Federală. Da, da. Și de asemenea cu Johan Cruyff, despre care ați povestit mereu, este ceva fermecător ceea ce ne spuneți și vreau să. După părerea mea, Găbiță, Cruyff a fost zeu în fotbal. Cruyff Zeu, n-avea cum. A cum fost, a zis eu Pele, cum a am zis fost Pele că un este jucător numit care n-a, eu am fost un cum a jucător zis. care n-a existat cineva să mă dribleze decât m-a dat două, m-a driblat, trebuia să mă dribleze. Dar să nu poți să iei mingea 45 de minute. Nu, Da. am zis, băi, Deci nu, mai cum gata. a zis Pele despre dumneavoastră că ați fost cel mai dur, cel mai periculos mijlocaș Cel mai bun adversar. mijlocaș Da? care l-a ținut vreodată. Așa spuneți dumneavoastră că cel mai dur, cel mai teribil, cel mai greu adversar a fost Johan Cruyff. Da. Da. Soția dumneavoastră vine cu o precizare, spune că fata are Governator Honors Program pentru literatură. A primit, iată, Governator Honors Program la literatură la nivelul american, ceea ce nici nu, eu, nici, când spui Honors, Governator Honors, mi se pare top, e sus de tot. Cât de mândru sunteți Gabi, Gabi, de fata dumneavoastră? fata mea este un geniu în ceea ce privește învățătura. I-a venit o geacă care și-o comandă numai cei care ajung în facultăți. Da. I-a venit geaca 2026. Da. A trebuit să o plătim cu, în sfârșit, se dau numai la copii care sunt de excepție. Ea face parte din Gifted este sunt niște clase în care sunt cei mai inteligenți copii din America. Fata mea este acolo, e un copil foarte cuminte și un copil care se bucură din, cum îl cheamă, din belșug și din
tot sufletul ei că poate să fie aici și să poată să exprime așa cum trebuie. Eu sunt mulțumit mândru, de fata mea și sunt tare mândru cu ea. Mă bucur tare, meritați ceea ce primiți de la viață în acest moment. Haideți să-l vedem pe Manuel Ionășel. Manuel, o să te rog, pentru că ne apropiem, suntem deja în depășire. Scurt, o întrebare sau o apreciere pentru Nealiță Dumitru? O apreciere. Vă apreciez pentru tot, domnule Dumitru. Am emoții foarte mari, sunt un mare om, o mare legendă a României și să închei, fata dumneavoastră este mândră de dumneavoastră. Sunteți un om foarte mare. Mulțumesc foarte, foarte mult. Sunteți un om deosebit. Vreau să vă spun că sunt mândru. Că am, ca dumneavoastră, sunt mulți care tot îmi dau telefoane sau eventual îmi scriu. Și eu sunt mândru că am putut să joc pentru România așa cum am jucat. Poate că dădeam mai mult, i-am spus lui Gabi, și dacă ați ascultat, puteam să dau mai mult, dar au fost lucrurile care au fost și am dat cât am putut să dau. Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc de toată inima! Mulțumesc, Manuel! Sănătate multă, numai bine! Manuel din Germania, de la Hamburg, dacă am reținut bine. Am ajuns la final, Nealiță. Pe 30 aprilie abia aștept să veniți în țară să vorbim. Să vă luați și cetățenia americană. Nu știu dacă se poate până în aprilie, cât durează și nu, ce... Nu. Anul ăsta. Deci noi depunem cam prin, în sfârșit, în martie, aprilie sau mai, cam așa, depinde de aia 5 ani. Acolo se fac niște calcule, în sfârșit, după aia se dau două examene sau ce se dau. Și sperăm că aceste examene să le luăm. Și pe urmă, poți să spui așa, dar mai durează până în octombrie, noiembrie. Zice cineva, rocătare, Mr. Liță Dumitru, jos pălăria, piesă, cum zic tinerii. Și mai e un mesaj aici care a sosit acum, jos pălăria pentru Liță Dumitru. Cu cine țineți dumneavoastră? Vă tot întreabă lumea. Cu ce echipă țineți din România? Am ținut și țin cu Rapidul și Steaua. Dar dacă joacă prost, nu țin cu nimeni. Deci, dar e posibil și cu Rapid și cu Steaua? Că nu înțeleg. Da, deci în sufletul meu Rapid este copilăria. Când am ieșit din copilărie și am dat de Rapid, unde am început să învăț tainele fotbalului, după aia a urmat Steaua, unde la Steaua am avut marile performanțe, de a câștiga campionatul, de a juca în echipa națională tot timpul, de, în sfârșit, de cupe europene și mai departe, și goluri și orice. Și nu pot să spun același lucru despre Timișoara, nu pot să spun același lucru Craiova, unde a fost așa un pasager mai mult decât fotbalist, pentru faptul că în perioada aia trebuia să vreau să merg în sănătate la Grecia, era antrenor Kraus și mi-a spus că nu-mi dă voie să merg în sfârșit de ale lor. Da. Vorbeam acum, dar mi-am amintit o chestiune. N-am amintit nimic despre unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România și mi-am zis când o să am cu tine, mi-am propus când o să am cu tine interviu, am să spun, deci cel mai mare antrenor care l-a avut România vreodată și îl are, este Mircea Lucescu. Eu nu mă mir că eu sau Ilie Balaci n-am avut cum să antrenăm în România. Pentru faptul că dacă Mircea a antrenat în oarecare măsură în România, dar a plecat repede și a făcut performanța afară și nu în România, Mircea Lucescu este acum... M-am auzit că vrea să meargă la Galatasaray sau nu știu, nu trebuie să meargă. De ce n-ar fi în fotbal românesc? Să învețe și adică să ordoneze fotbalul, să facă ceva. Păi bine, eu cred că nici Nea Mircea nu vrea. Că cine nu l-ar vrea, dar nu cred că ar accepta banii din România, Nea Mircea, acum. Păi dar nu e problemă de bani. Problema e că trebuie să... Mircea, mai trebuie lui Mircea bani? Nu mai trebuie lui Mircea bani, crede-mă. Da. Deci eu sunt convins că dacă l-ar fi chemat undeva într-o funcție
adevărată, se poate să... Pe timpul când eram noi fotbaliști, antrenorii care erau la echipele naționale, erau în Consiliul de Administrație al Federației Române de Fotbal. Din aia erau vreo, să spun așa, vreo 15. Erau care participau la ședințe, la cum îl cheamă, când făceau loturile echipelor naționale de copii și juniori și la echipa mare, era o comisie a Federației Române de Fotbal care decideau ce jucători ar merita să fie. Nu e mai puțin adevărat că antrenorul era cel care o făcea lotul, dar ținea seama de ce îi spunea. Păi acum la noi vine ăla, el dictează, el dirigează unul singur, nu se poate. Nu se poate. Da, deci practic vă liniștește faptul că dacă Nea Mircea nu are loc aici în România, da. Ce da. Supărare da. Să aibă Nealiță Dumitru. Eu am făcut mic copil. Mic copil. Da, două întrebări foarte... Uitați ce scrie Răzvan. Am vrut să intru cu domnul Liță Dumitru în direct, dar după ce a povestit că a jucat contra lui Pele, cine sunt eu să vorbesc cu un mare om? Deci care n-am Răzvan? Mai îndrăznit. Răzvan, n-a mai îndrăznit să intre după ce a auzit și spune are toată admirația mea și stima mea, zice Răzvan. A vrut să intre și când a auzit poveștile cu Pele, cu Beckenbauer, cu Bobby Charlton, da. A zis că ce să vorbească el cu Neaniță. Da. Mai am două întrebări eu. Da. Spuneți-mi, așa când veți veni să beți o bere cu prietenii, care sunt două dintre cele mai frumoase povești din cariera dumneavoastră de mare fotbalist și om de fotbal? Care sunt cele care vă place să le povestiți? Povestiți-le nouă acum în direct. Și niciodată n-am gândit la treaba asta, care au fost cele mai frumoase. Pot să spun realizări. Da. Prima chestiune a fost că când am plecat din România, am plecat din Chiajna și din Roșu la 13 ani, să zic așa, și am ajuns în 1970 să joc pe marile stadioanele lumii, Guadalajara, în Mexico, unde și eu, când Neangelo ne vorbea despre meciul care urmează și să spun așa, hai să zic că înainte de meci cu Brazilia, și mi-a mai spus prietenatele să și marchez pe Pele, mă gândeam, băi, ce să-i fac lui ăsta, bă, fratele? Stai seama. Dar nu mai nimic, acolo. O să văd. Deci am fost, eu totdeauna eram penultimul când se cânta imnul. Ultimul lângă mine, în dreapta mea, era Moxu Dumitrache. Și înainte când se cânta imnul, Moxu era și spunea, Liță, uite-te în față, pe stânga, la peluza aia, acolo, vezi una... portocaliu sau... Deci Moxu se gândea ca nebunul, înțelegi? Alții tremurau, le tremurau chiloții pe ei, înțelegi? Noi da, Moxu, vezi că uite, mai e și în partea elaltă, mai e și aia. Deci se gândea imnul și noi eram cu gândul unde era. Și să joci după aia, de maniera cum noi am putut să jucăm, Găbiță, și noi ne-am, cum îl cheamă, ne-am mirat la un moment dat, bă, chiar așa stau lucrurile. Deci și să joci contra Braziliei, să dai două goluri, să fii acolo și să ai ocazie și să însuși să... Și eram așa de fericit pentru că de fiecare dată când plecam la antrenament mergeam cu 4-5 mașini în față de mexicani care viva România, viva însuși, cântau și în întoarcere ne aduceau înapoi. Și pe jurul hotelului toți erau să le dăm autografe. Intrasem și noi în fotbalul ăsta, să spun așa, mondial. Și după aia, la fiecare meciuri care le aveam prin cupele astea europene, vedeai ceva nou, vedeai ceva în sfârșit, te întâlneai cu adversarii care îi vedeai și jucai contra lor și făceai comparații între tine și ei. De multe ori eram cam repetent ceea ce povestea. Să spun așa, când făceam o comparație între mine și ăla și ăla și așa mai departe. Și de fiecare dată am zis, mă, trebuie să fac aia. Și îmi plăcea foarte tare, Gabi, să stau după antrenament. De exemplu, la vreo 45-50 de ani, când eram antrenor Concordia, aveam pe Niță portar. Niță care e la echipa națională acum. L-am luat de la Rapid, avea așa vreo 13 ani avea când l-am luat de la Rapid. Și asta la noi vreo 7-8 ani. L-am luat și l-am băgat la Concordia și a ajuns la Steaua și așa mai departe. Dădeam câte 4-500 de șuturi la poartă, care punea mingi, 20 de mingi la 16 metri și dădeam. Și se enervau, se mobilizau.
Le-ai prindea foarte bine. La început, lui Toader, de exemplu, sau Blid, sau mi-a plăcut să fac antrenament cu portarii. Și bineînțeles că făceam și cu înaintașe și apărătorii mai puțin. Ei intrau numai în sistemul care de apărare, veneau fiecare unde trebuia să vină, în sfârșit, deci făceau treaba lor și veneau și ei în atac. Dar mi-a plăcut foarte tare. Și, de exemplu, l-am adus pe Toader la Petroșani și când am început să-i dau în antrenamente, s-a uitat la mine așa cu dușmănos. Băi, Leule, de ce te uiți, mă, așa dușmănos? Te-aș mânca, ne-a zis, să mă rămas, să te bat, să mai omorât, lasă-mă la compagnie. Dar îi prindea bine. Era normal să vă placă să vă antrenați cu portarii, că nu le vedeau. Pe unde nu, 100% nu le vedeau. V-ați gândit oare care a fost cel mai frumos gol sau cea mai, nu știu, reușita dumneavoastră pe teren, cea mai tare? Bar n-am, nu știu nu, ce. Nu, mi-amintesc că am dat din lovituri libere două goluri lui, era portar la Petrolul, pe timpul nostru, un tip blond, nu mai știu, dar portar care era portar mare la Petrolul, înțelegi? Și am dat două goluri în colțul lung, cu dreptul și cu stângul, înțelegi? Bă, zic, nu știu, nu mai țin minte cum îl chema. Da. Bune, cum se dă ăsta, domnul, mă, e o chestiune senzațională. Și eram mândru de ce făceam. Da. Dumnezeu m-a ajutat. Unul dintre suporterii Petrolului, Viorel Brașov, îmi este foarte bun prieten. Viorel Brașov va ura multă sănătate. El poate ne răspunde repede. Și ei mulțumesc foarte mult. Și mai avem o întrebare. Iată, când dumneavoastră jucați, generația noastră, când colegii jucați dumneavoastră, jucau pentru steag, pentru ei sau de distracție fotbalul? Nu, no, fotbal nu se joacă de distracție niciodată. Nu. Jucam pentru în primul rând, pentru să câștigăm campionatul, în meciuri internaționale să câștigăm și pentru noi înșine. La fiecare se termina meciul, eram de multe ori eram mulțumit, de puține ori nu prea eram mulțumit și făceam în așa fel încât să joc cât mai bine ca să fiu mulțumit eu. Am jucat și pentru România și pentru cine a trebuit să jucăm. Dar niciodată, distracție niciodată. Da. Poate făcea Marcel câte o glumă, două, trei, când îl culca pe unul în poartă, iar îl scula păricără, Ducană, Sminte, am jucat pe Ghencea și am bătut 4-0, pe cum îl cheamă, pe Sportul. Și da, a scăpat cu el, s-a făcut că trage, s-a culcat Rică, iar s-a făcut că trage, iar s-a culcat Rică, s-a sculat, zăpocit, cum s-a spus și ce-a băgat mingea în parcă. S-a luat-o la fugă după el, că a fugit Marcel și a fugit până la centrul terenului să-l prindă și nu l-a prins. Și tot îl înjura și de câte ori îl prindea pe la echipa națională, dau bătaie, pleacă de aici. Da. Îi plăcea lui Nea Marcel să-i da, facă, Marcel, să-i tăvălească pe toți în față. Da. Dar mi se pare că în Germania, nu știu, la Europa Liberă ascultasem că în Germania i-au dat cartonaș galben pentru sfidarea adversarului, că i-a driblat pe aia în care eu s-a dus cu poarta goală, n-a dat gol, s-a întors iar la 6 metri, iar a început să-i dribleze. Da. Îi dribla în centimetru pătrat. Dumnezeule, câte povești, nu știu ce să vă întreb, pentru că, în primul rând, Marcel Pușcaș vă urează multă sănătate. Marcel Pușcaș, care acum cred că e în Austria cu echipa. Domnul președinte Marcel Pușcaș, îi mulțumesc din inimă. Este unul dintre cei mai buni prieteni pe care am avut vreodată. Venea pe la mine prea Corbeanca de multe ori când îmi construisem casă în Corbeanca. Venea să stea 2-3 zile pe la mine, în sfârșit și pe urmă iar pleca. Am rămas prieteni buni. Îmi pare rău că domn președinte s-a oprit numai la, cum cheamă, la Craiova. Ar fi trebuit să fie acolo unde trebuie să fie, cu fotbalul, că și Marcel e un timp priceput ce nu s-a pomenit și este printre oamenii cei mai, să spun așa, când deschide gura știe ce vorbește și ce face și e departe de ceea ce trebuie. Mihai Ionescu o fi fost portarul Petrolului? Mihai Ionescu, da. Da, da, da. Da. O întrebare de la Ion Dan Mânzu, pe care eu de foarte mult timp am vrut să vă adresez de la începutul emisiunii, de când vorbeați de Euro. Federația Română de Fotbal v-a invitat la Euro, fiind în Germania? Nu m-a invitat. Am luat, apropo de asta, îți mulțumesc, mulțumește domnului care a pus întrebarea asta. Da. La meciurile respective,
ne trebuiesc, am rezolvat cu biletul de avion, ca să pot să vin, o să vin, ți-am spus când vin, după aia merg la campionatul european și plec după campionatul european acasă, mă duc la neamurile care am pe acolo și mă duc și la asta. De asemenea, am luat legătura cu domnul Bodescu de la Federația Română de Fotbal și l-am rugat să mă ajute cu pensia ca să pot să că am cereri la federație. Și a zis că m-am învățat cum să o fac, să vorbesc cu Tănase, care e membru în comitetul executiv, și el se duce și face propunerea asta și așa mai departe. Și pe urmă să-mi rezolve, să-mi dea și mie pensie pe viageră, care o merit. Dar nu de asta am vrut să spun. Am vrut să spun faptul că deci există un site, mi-a spus domnul Bodescu, în care trebuie să dai, să intri pe el și să îți faci rezervare pe bilete. Am încercat și nu l-am mai prins pe domnul Bodescu, trebuie să-l prind, să ne dea bilete. Vreau să când vin, să merg la, dar până atunci s-ar putea să fie prea târziu și să fie scumpe. L-aș ruga, dacă se poate, din că au primit, nu știu câte mii au primit de bilete, să mi se dea și mie pentru ce am făcut în fotbal românesc, eu un rând de bilete care ar trebui să intrăm la, dacă se poate. Dacă nu se poate, atunci... Ca să traduc... Contracost. Ca să traduc eu, să-mi spuneți dacă greșesc. Ați discutat la Federația Română de Fotbal cu secretarul general adjunct Gabriel Bodescu și v-a trimis pe un site pe dumneavoastră, Peliță Dumitru. V-a trimis pe un site să trimiteți acolo cerere de bilete. Da, da. Senzațional. Site-ul s-a închis a doua zi după ce mi-a dat el ăsta, s-a închis și nu se mai vând biletele prin site-ul ăla. Deci Federația Română de Fotbal a primit bilete. Pentru federație, dacă din alea de la federație consideră că merit și eu, în sfârșit, deci, oamenii care vin de la... Dați-mi voie să-mi imaginez cam ce s-a întâmplat. Liță Dumitru vorbește la federație și ajunge la secretarul general ajung Gabi Bodescu. Și Gabi Bodescu ce spune? Să treci, Nealiță, ce mai faci? Sănătate, da. Sănătate, da. La mulți ani, Nealiță, ce mă bucur că vă văd. Vreți biletele alea? Păi intrați pe site-ul ăla și vă înscrieți acolo. Da. Am intrat pe site și s-a închis după aia și n-am apucat să facem nimic așa. Deci o să vin în România, dar e prea târziu, cred, atunci când o veni eu. Prețurile o să fie altele. L-am rugat pe cine se ocupă pe la Federația Română de Fotbal dacă are amabilitatea să dea și mie un set de bilete contra cost. Nealiță, n-are cum să vă dea bilete, că trebuie să meargă primarul capitalei, trebuie să meargă secretarul general de la PSD, premierul, ăștia trebuie să vină la meciuri, nu Liță Dumitru și Marcel Ducanu. Bine, atunci așteptăm să ne vină rândul. Incredibil, asta e poveste, da, e tare rău. Deci, Nealiță, intrați pe site-ul ăla, că mâine se închide. Intrați, vedeți că mai aveți câteva ore să rezervați biletele. Da, acum nu știu cum e treaba cu biletele la euro, dar... Dar, Gabi, eu nu-l găsesc vinovat pe domnul Bodescu. Nu, nici eu. Nu, e chiar pe cuvântul meu nu. El nu mi-a spus, domne, dacă dai acolo și nu răspund, atunci încercați altă variantă. Dar așa a fost, dânsul mi-a spus, domne, acolo se dau bilete și de acolo puteți să luați. Următoarea variantă, sunați un prieten. Da, să vedem ce 50-50. Îți dau eu un bilet, intru eu prima repriză, tu a doua, 50-50, da. 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 Da, nu pot să comentez așa ceva pentru că mi-e frică să zic ce gândesc. Dumneavoastră aveți o legătură cu transferul lui Sali la Dallas în America? Nu. N-am nicio legătură, dar eu am un foarte bun prieten, la cum îl cheamă? Îl cheamă Clementin, care e șeful Centrului de Copii și Juniori Română în școala Dallas. Și în perioada aia, acum vreo 2 ani de zile, eu m-am dus la Dallas că m-a chemat el să mă ajute și să pot să devină antrenor la copii și juniori la Dallas. M-am dus, am stat vreo 2 luni și o lună jumate, 2 acolo și la un moment dat, băi, Clementine, care e situația? Mă angajează? Zice, domne, deocamdată nu. Păi bine, lasă-mă să mă duc, m-am dus acasă. În perioada asta, mi-a dat telefon și spune, băi, Nealiță, uite, ăștia vor să-l ia pe Iannis. Da.
Am vorbit cu Gica Hagi, a vorbit cu Clementin, a vorbit cu conducerea lui Dallas și a zis, domne, nu s-au înțeles până la urmă la preț. De chestiune de vreo jumătate de milion sau cam așa ceva. Nu, la banii ăștia nu mai trebuia să mai pună aia și așa mai departe. Nu știu care a fost situația. Deci, într-un fel, eu l-am pus în legătură pe, cum îl cheamă, pe Gica Hagi cu Clementin. Da. Eu am plecat de la Dallas pentru că nu s-a putut. M-am mai vorbit cu el de multe ori, că ne salutăm. Am auzit și eu că la cum îl cheamă, dar dacă nu cunoștea asta poliția Dumitru Clementin, cum ajunge la Gica Hagi? Da, corect. Deci ați făcut o legătură din care Hagi a profitat ulterior, a profitat. Nu Gica e de vină. Da, și nu la Gica bat apropo. Eu bat la ăsta, la Clementin. Clementin, da. Nu, Gica și-a vândut jucătorul și era normal, nu? Și eu mă bucur că a reușit. Corect. Zice cineva, Răzvan, o să te rog, Răzvan, nu știu prin ce modalitate, zice cineva că are 3 bilete pentru România cu Belgia, deja luate. Băiatul care intra mai devreme, Manuel din Germania, el trăiește în Germania acolo și zice că are 3 bilete pentru România-Belgia, dar probabil el cu familia lui. Dacă în această emisiune există vreo variantă, habar nu am, eu cred că ar fi un gest de mare excepție cineva să intermedieze această variantă Caliță Dumitru să meargă la un meci, la două sau poate chiar la toate trei sau poate la patru, cinci meciuri câte avem noi la europene. Și vreau să vă spun ceva și îmi cer scuze față de Mariana, de soția dumneavoastră, pentru că nici o clipă nu m-am gândit să duc discuția aici, cum cred că o să nebunească presa după ceea ce s-a auzit acum, dar știți că primul gest pe care l-am făcut noi la Federația Română de Fotbal când ne-am angajat acolo după victoria lui Răzvan Burleanu a fost să invităm la toate meciurile pe toți jucătorii care cel puțin un meci au jucat pentru Naționala României, să le dăm invitație la toate meciurile de acasă. Un gest fantastic, minunat, nemaipomenit. Părerea mea că și dacă nu este România organizatoare și dacă UEFA e cea care dă biletele, părerea mea că Federația Română de Fotbal ar trebui să aibă sau ar fi trebuit să gândească la această treabă, minim 100 de bilete pentru legendele fotbalului românesc care au posibilitatea să meargă în Germania, să aibă biletul garantat la meci, pentru că este legendă a fotbalului românesc. Asta cred că ar fi trebuit să facă Federația. Gabi, dacă mă înscriu în să spun așa, în programul ăsta legendelor ale fotbalului românesc, aș ruga cei care se ocupă de cum îl cheamă, de pensie viagere la foștii fotbaliști ai României, să gândesc că domnul președinte și cine este, cei care în sfârșit trebuie să o facă pentru faptul că am văzut lista la cine dau ei pensie viagere, e o rușine. Pe mine de 2 ani de zile, 3 ani de zile de când am depus cerere, și mi-a spus de fiecare dată că n-am depus cerere, că n-am plecat acum vreo eu știu, din România, acum vreo un an de zile, i-am lăsat domnului Stoichiță, o cum îl cheamă, o cerere să-i dea din domnul președinte, i-a dat-o și nu știu ce s-a întâmplat. Și acum mi-a zis tot domnul Bodescu, mi-a zis domnul Riță, vorbiți cu Tănase, dați-i lui Tănase și așa mai departe. Mm-hmm. Da, e posibil. Da. Dar eu stați puțin că nu pricep, despre ce se dau pensii viagere pentru legendele fotbalului? Pentru ce am făcut în fotbalul românesc. Sunt maestru emerit al sportului, maestru emerit al sportului. 400 și ceva de meciuri în echipa națională, în divizia 55 de divizia, cum cheamă, la echipa națională. Campion, am jucat campionat mondial și am jucat pentru România. Și la pensie sunt alții trecuți. Da, este, deci ăsta ce, un proiect al federației sau al cui? Că, nu, se dă de mult, nu de acum. Păi de mult e. Statul dă sau federația? Nu statul, Federația Română de Fotbal. Deci federația dă aceste pensii viagere pentru mari fotbaliști ai României. Pentru fotbaliști. Da, pentru fotbaliști. Pentru mari sau mici, ei știu. mai mult mici. Da? Dar cu muștar să fie mici. Da. Da, dar ați spus că dacă te uiți pe listă nu-ți vine să crezi cine primește rentă. Da. Deci ați văzut lista? Am văzut, sigur. Și v-a enervat ce ați văzut acolo, cred. Normal cum m-am enervat, mai ales că de 2-3 ani de când mă țin să
să o primesc. Acum să vedem ce a făcut Tănase, dacă în caz Cristi a făcut toate demersurile așa cum mi-a spus domn Bodescu, și să vedem ce o să fac. Da, trist, dar trebuie să se rezolve până la urmă treaba și cu renta viageră. Eu vreau să vă anunț un lucru. Văd prietenii mei, au spus că or să facă un grup aici de Discord, să se facă tot ce stă în putință acestor prieteni ai emisiunii noastre să rezolve situația cu bilete pentru Liță Dumitru la Euro. Ei deja vorbesc aici, zice cineva, te rog frumos să faci un topic pe Discord, să vorbim de acest subiect cu biletele, să încercăm noi să facem ceva, zice Dan Mânzu din Londra. Sami Andrei din Germania spune că da și deja ei s-au, gata, s-a făcut. E un grup de oameni de bine care realizează ce se întâmplă în acest moment și vor să rezolve situația cu bilete pentru dumneavoastră în Germania. Dacă se va rezolva asta, voi fi fericit să ai făcut totul. Da. Ar fi grozav, ar fi fantastic. Le mulțumesc pentru intenție, pentru gest de a sări să-l ajute pe unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României și vreau să vă mărturisesc acum la final. Emisiunea aceasta am făcut-o pentru că vreau să aduc în casele oamenilor mari români despre care puțin din presă vorbesc și ar trebui să ne fie rușine. Mi s-a terminat bateria. Gata! Vă mulțumesc, Neliță, Dumnezeu să vă ajute și un an bun să aveți. Ia să vedem dacă... Na, s-a dus bateria, aceasta a fost emisiunea cu Neliță Dumitru, Ion Liță Dumitru, care ține și cu Rapid și cu Steaua, cum ține cu Craiova și cu Steaua, se poate și așa. Respect maestre, zice Dan Tudoran, păi CSA trebuie să-i plătească pensie. Corect, zice Leo. Bine, nu poate pentru că, din nefericire, a făcut un gest, Nealița a plecat de la Steaua. I-a zis cineva să rămână la Steaua pentru că îi dă grad, dar a pierdut și gradul, s-a dus la Timișoara, din ce mi-aduc eu aminte. A plecat de la Steaua la Timișoara. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea, că pe CSA se plătească pensie, nu lui Ogăraru și Miu. Da. Și eu am bilete pentru tot ce se joacă pe Allianz. Dar doar un singur bilet, zice Sami Andrei. Sami, vrei să zici ceva? Dă-i un bilet lui Nealiță Dumitru la meciul cu Ucraina. Dă-i biletul de la meciul cu Ucraina, lui Nealiță, primul meci, te duci tu la Belgia și Slovacia ca să pun așa un pic presiune pe tine, să te țină în joc de glezne. Fă un pustiu de bine și vei rămâne în memoria tuturor că i-ai oferit bilet. Ce n-a putut Federația Română de Fotbal face Sami Andrei, prietenul nostru, să-i dea un bilet lui Nealiță? Bineînțeles că ți-l cumpără. Fără doar și poate. Câte, nici nu știți câte aveam aici să întreb, dar am încercat să fiu cât mai pozitiv în această emisiune. Povești de-a dreptul colosale. Îi mulțumesc din sufletul lui Ion Liță Dumitru pentru că există. Îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut în fotbalul mondial chiar. Îi mulțumesc pentru cum vorbește despre fotbal. Îi mulțumesc pentru că și-a făcut timp o oră și jumătate să stea de vorbă cu voi, pentru voi. Și cu siguranță îl așteptăm pe 30 aprilie să vină și să facem o emisiune împreună într-un studio să la un par de bere, așa cum fac ăștia podcasturi cu un par de vin, cu un peisaj acolo în spatele lor la mișto, să facem și noi un podcast cu Nealiță Dumitru. Până atunci, vă urez să aveți o seară minunată, să mulțumesc Dan Tudoran, colegul meu de la Flacăra Roșie, el a ajuns mai mare fotbalist decât mine. El a ajuns la Gloria Buzău, v-am zis eu de Dan Tudoran de la Gloria Buzău de pe vremuri. Dan Tudoran, îți mulțumesc pentru aprecieri. Ion Dan Mânzu, îți mulțumesc pentru inimioare. La final o să vă rog din suflet să dați like, pentru că am rămas între noi acum. Dați like la această emisiune, vă rog. Dați like și înscrieți-vă să deveniți membri abonați, să mergeți apoi pe Discord alături de... Haide pe Discord, zice Sami Andrei. Eu pot să dau ceva bani pentru bilet, zice Răzvan, adică să contribuie la plata biletului, iar Manuel Ionășel zice că o să încerce ceva de genul acesta pentru bilete pentru Nealiță. Ne oprim. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la această emisiune. E ora 10 pe mâine, probabil pe mâine. Mâine e vineri. Poate îmi rezerv și eu dreptul să stau o seară liniștit, poate și sâmbătă. Ne mai vedem poate duminică, pentru că ușor ne ducem către reluarea campionatului de fotbal.
Steluța joacă luni UTA. Da, primul meci e tare de tot. S-ar putea să mă bată gândul să mă duc în Giulești, sub pod, la meciul dintre Rapid și Craiova. Vineri e primul meci, Rapid cu Craiova. M-aș duce, să-mi fier să mă duc în Giulești, cred că se întrerupe meciul dacă mă văd oamenii pe acolo. Poate câștigă Craiova cu 3-0 din cauza incidentelor. N-ar fi rău. Iar apoi luni voi fi pe stadion. Am promis că orice meci joacă Steaua și pe care nu îl comentez pe flescore.ro, voi fi pe stadion. Așa că luni 22 ne vedem acolo, în Ghencea. Ne vedem din obișnuință. Ne vedem pe Național Arena la meciul Steaua cu UTA. Mai avem multe de vorbit până atunci. Mulțumesc, dați like, abonați-vă la canalul de YouTube. Cei care sunteți pe Facebook la această oră, sunteți câțiva, majoritatea sunteți prietenii mei pe canalul de YouTube. Abonat Dan Tudoran, uite, ai ocazia, Dan Tudoran și toți cei de pe Facebook, vă rog frumos, intrați pe canalul de YouTube Templul Sportului și abonați-vă, e gratis. Dacă v-ați abonat, puteți deveni membri abonați, să intrați și în Discord, să vorbim zi și noapte. Sau puteți să contribuiți la bunul mers al acestui canal de YouTube apăsând butonul dolar. Vă salut pe toți cei care sunteți de drag pe acest canal. Vă salut și pe cei care sunteți din alte motive pe acest canal de YouTube. Vă urez o seară bună. Plăcerea voastră s-a terminat astăzi. O seară bună.